bună, cum vă numiți și din ce liceu sunteți? Bună, mă numesc Jacqueline Ianuzan. Și Toma Andrei. Și suntem din Spiru. Cu ce talent ați venit la Pompariu pe Talent? Noi să cântăm. Eu cânt cu vocea și el pe partea instrumentală. Ia. Cum ați descoperit această pasiune? Eram clasa 1 și am văzut pe net oameni care cântă și mi-a plăcut ce am văzut. Și tu? Eu nu știam că am voce. Chiar n-aveam nicio tangență cu muzica. Și cum s-a întâmplat? Când aveam 9 ani, eram la un after school și după amiază s-a pus o melodie de Hannah Montana. Și mie îmi plăcea foarte mult Hannah Montana și m-am apucat să o fredonez și au zis că am voce și le-au zis părinților. Și așa a început totul. M-au dat la o școală de canto și tot așa. Și cum ați ajuns voi doi să cântați în formula asta? Noi fiind din Spiru, ne-am înscris separat, inițial, pentru Pompariu pe Talent. Și în urma preselecțiilor s-a decis să se formeze această trupă. Și vreți să continuați mai departe cu trupa asta? Adică vreți să faceți o carieră din asta sau e doar un simplu hobby? Eu aș vrea să continui cu muzica. Și tu? Personal, nu. Muzica este un hobby, îmi place și îl practic de despot, dar mai departe vreau să continui cu medicina. Ah, wow, multă baftă, o să ai nevoie. Mai ai și alte hobby-uri? Da, de asemenea joc tenis, am făcut basket 4 ani, fotografia este un hobby pe care mi l-am descoperit recent și am început să-l practic des. Și multe altele, not, ski, lucruri banale. Și tu? Eu fac vers, voi. Și bănuiesc că le faci și pentru melodiile tale, adică melodiile voastre. Da. Foarte tare. Cum ați auzit de Pompariu pe Talent? S-au făcut afișe în liceu și profa de muzică, Jacqueline, du-te, Jacqueline, hai, du-te pe acolo. Și ce părere aveți? Despre Pompariu pe Talent. Până acum, cum e experiența? E unică, pot să zic. Adică am mai participat la multe concursuri de muzică, dar erau la un nivel mult mai mic. Adică era o preselecție, o semifinală, o finală și gata, o diplomă. Dar aici, cu tot, cu sponsorizare, deja ne-am făcut prieteni. Chiar Da. Aveți emoții pentru semifinale? Nu. Foarte bine, sunteți singurii care ați spus nu. Nu, zice el că nu, dar de fapt are. Multe. Dacă sunt emoții constructive, sunt foarte bine. Păi vă urăm succes și să câștigați! Mulțumesc.